Începi, ăsta e dai înainte, dai înapoi. Cu motorul aici ai parcurs în centru, să-l faci într-un timp cât mai scurt. Ai cât mai lung, pardon. Tot asta trebuie să faci, să mergi cu motor super, super încet, știi? Trebuie să faci minim 15 secunde. Tot de la 15 secunde sus e bine. Te-am mai arătat pentru Cătălin și după aia ne băgăm la joc. Și după aia mă scoate în... Da, după aia te scoate în oraș. Aici trebuie să mergi să-mi atingi jaloanele, evident. Am, nu știu dacă știu să mai fac asta. Iau bulan! Hai să povestesc. De fapt, dacă nici n-am mai auzit când a dat examenul. Bro, eu am fost cu două gadici în grupă și un băiat. Toți au picat. Eu am fost singurul care a luat. Și eram cel mai slab la... când trebuia să facem cut-urile astea. Da, exact. Ambreiaj, tachiraț și trebuie să mergi încet, știi? După aia trebuie să te duci pe aici prin stânga. Și apoi faci oprire de precizie, spun ei, la conul ăsta de aici, albastru, cu roata din față la conul ăsta aici. Ai dreptul la 3 picioare să le pui jos. Odată ce ajungi aici poți pui câte picioare vrei tu jos. Una, aici, la oprirea asta, i-a picat motorul. S-a oprit prea într-o parte și a picat motorul și a eliminat-o din prima. Și tot sclava asta la sfârșit, după ce am luat examenul, că poți dai proba asta de dor, cum ar veni, știi? Prima oară am pus prea multe picioare și a doua oară mi-am calculat eu așa și mi-a ieșit super bine. Și îmi zice asta, să știi că spunea lumea că ai depășit linia aici, gen, știi că am ieșit în afară. Ai sick tier, fă. Bravo, dar să știi că ai depășit. În fine. Ceapă de acolo, te întorci, bam, bam, bam. Și nu mai știu ce trebuie să faci aici. A frânajul de urgență, trebuie să-și pun în capăt, trebuie să te întorci iar. Încă aveam rampă, am zis, da, bă, mai retași din gură. Da, pe MT-07 am dat, dar la fel era limitat, la 45 de cai. Ce trebuie să fac aici, mâncați așa? Da, frânajul de urgență, trebuie să accelerezi până la 50 la oră, exact, și trebuie să folosești frâna din față și frâna din spate. După aia, aici se urcă pasagerul, da, aici teoretic se urcă pasagerul în spate și faci aceeași manevră cu pasagerul. Aici trebuie să mergi cum vrei tu. Bam. Pasagerul te oprește aici, pasagerul se dă jos. Și după asta trebuie să faci conurile. La fel trebuie să ai minim 40 de km la oră la conul ăsta, al treilea. Te ia cu radarul. Păi te întorci. Accelerezi la fel până la 50 la oră, 40 la oră, pardon, cred că 50. Și faci evitarea obstacolului. Minim 50 la oră, bam. Bam, bam. Te-a oprit în centru și gata. Și ăsta e examenul. Și poate să fie în oglindă, știi? Asta e, fii atent, că m-am uitat. M-am uitat și pe net, am căutat cum se dă în România la asta, știi? Și am arătat la instructorul meu și mi-a zis că e mai greu în România. Lui cel puțin 40 de dacă tragi la sorți la examen, dacă e așa sau invers, știi? Vezi cum să te-a pus aici? E în oglindă sau așa, știi? Anyway. Da, am mâncat așa. Băiatul care a dat după aia orașul care a rămas l-a picat la oraș. El deja conduse pe 125 înainte și cred că avea prea multă încredere în el. I don't fucking know, nu știu ce era. Dar sunt mulțumit că l-am luat. Se rupe. Da, și în România am văzut că e contratimp. Oh, mulțumesc pentru level, my man. Și la nu. În oraș, în Franța, la Franța, stă cu mașina în spate, ai cască în ureche. This is back, sper. Vedem. Mersi încă o dată, man. Ai cască, stă instructorul în spate cu examinatorul, unui jandarm ca la noi, polițai. Și îți spune, fă următoarea dreapta, oprire aici, urmărește direcția Paris, urmărește direcția Milano, știi? Chestii de astea. Și, bun, Adi. Și nu stă cu tine în spate.